Stimați telespectatori, iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, vă spunem tuturora din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Ne bucurăm să avem harul să intrăm în casele dumneavoastră pe această cale și vă mulțumim că vă faceți timp să petreceți împreună cu noi. Dorim din toată inima bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă poarte de grijă. Ca întotdeauna, în cadrul emisiunii noastre, căutăm să avem împreună o persoană, o familie, două persoane cu care să stăm de vorbă și să împărtășim din experiențele avute pe calea credinței, fie cu începutul credinței, întoarcerea la Dumnezeu, apoi alți pași pe calea credinței, experiențe, drame, izbăviri, minuni, vindecări. De la caz la caz suntem îmbogățiți de fiecare dată când stăm de vorbă cu un frate sau o soră care acceptă invitația noastră ca să realizăm această emisiune. Iată-ne, în ziua de azi, prin harul Domnului, avem împreună cu noi pe fratele Cristian Popa. Cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră deja îl cunoașteți. Dânsul este unul din păstorii asociați din biserica noastră, Biserica Happy Valley, de unde ca întotdeauna vă salutăm cu căldură. Dânsul slujește aici împreună cu noi în conducerea bisericii, în cadrul departamentului de tineret, ca și responsabil acestui departament. Și ne bucurăm de slujirea dumnealui chiar de la început. A venit în Arizona, în biserica noastră, în anul 2001 și încet, încet s-a integrat în activitatea bisericii și apoi prin anumite, să le numesc, aventuri familiale a crescut și s-a format în rândul nostru și prin harul lui Dumnezeu chiar împreună cu familia. Câteva din experiențe și detalii o să le aflăm astăzi. Frate Cristi, bine ai venit la emisiunea Pași în Credință. Îți mulțumim că ți-ai pus timp deoparte ca să stăm de vorbă în acest cadru. Noi vorbim mai mult și mai des liber în alte birouri, dar acum în studioul Bisericii Happy Valley avem ocazia să stăm de vorbă împreună și să împărtășim cu telespectatorii, frații, surorile care ne urmăresc, câteva din experiențele care v-au marcat viața, experiențele care v-au ajutat să creșteți pe calea credinței, experiențe care într-un fel sau altul au amprentat mersul pe calea neprihănirii. Poate că nu e rău și chiar bine să începem cu începutul pe calea credinței. Dacă puteți să ne mărturisiți experiența sau experiențele inițiale, contextul, dacă descrieți cum ați început să mergeți la biserică, chiar dacă ați venit dintr-o familie de credincioși, am înțeles că, așa ca mine și ca alții, n-ați fost atras de Dumnezeu și de Evanghelie încă la început, de la început. Ceva s-a întâmplat și sunt curios să ascult și cred că și telespectatorii noștri să ne spuneți povestea adevărată a cunoașterii lui Dumnezeu și a întoarcerii la Dumnezeu. Da, vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru invitație, să salut și eu telespectatorii, să zic Dumnezeu să-i binecuvinteze. Provin dintr-o familie de creștini penticostali. Chiar bunicii mei au fost creștini penticostali. În casă la mine, de mic copil, am fost expus Evangheliei. Părinții mei sunt niște oameni credincioși. De copil, amintirile mele toate sunt
amintiri din biserică sau de la cercul de rugăciune, dar circumstanțele vieții au fost de așa natură încât nu am rămas lângă Dumnezeu multă vreme. În 1990, când a venit democrația și libertatea în România, eu am intrat la liceu. Vă dați seama, după o perioadă de școală sub comunism, am ajuns la liceu în perioada aceea de libertate și democrație, la unul din cele mai bune licee din Iași, Liceul Național. Și deodată, de la uniforme, de la reguli, a fost un timp ciudat, zic eu acum retrospectiv. Probabil anarhie, independență deplină, da, nebunie. Da, n-au mai fost necesare uniformele. Băieții nu trebuiau să se mai tundă. A fost o perioadă așa de anarhie, cum spuneți, da, mai ales la liceu. Tatăl meu a fost inginer la fabrica de lapte din Iași în perioada comunismului. După 90 a fost printre primii disponibilizați. Și a ajuns peste noapte să trebuiască să aducă pâine acasă și fără posibilitatea de a lucra și a trebuit să plece în Italia. Și a plecat în Italia, dacă țin bine minte, 91 și a stat 2 ani de zile. Deci cât am fost eu în clasa 10 și a 11-a, când un băiat are cea mai mare nevoie de un tată, o autoritate acasă, eu am rămas cu mama și anii aceia au fost ani destul de grei pentru mine. Când s-a întors tata din Italia, avea acasă un adolescent rebel care nu mai semăna cu ce a lăsase el acasă. 2 ani de zile au fost suficienți pentru lume să distrugă ceea ce s-a zidit bine și frumos până atunci. Da. 2 ani. Da. Nu-i nevoie de 20 de ani să se strice. Nu, și, nu. Da, și absolut. Mai puțin de 2 ani, de fapt. Da, sigur. Toată investiția lor mei a fost să pe apa sâmbetii. A venit tata acasă, a văzut că are de-a face cu un rebel și a trebuit să restabilească autoritatea lui și anumite reguli. Și atunci am avut puține discuții contradictorii. Evident că a trebuit să dau după bătrânul, în ghilimele. Dar nu am fost încă în măsura să mă întorc la biserică. Am trecut, am ajuns la facultate. După 18 ani, părinții nu m-au mai obligat să merg la biserică. Au spus, băiete, ești major, noi ne rugăm pentru tine, dar tu faci ce vrei, dar să știi că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și la momentul potrivit va acționa. Am fost la facultate și la facultate studiam psihologia în Iași. Am cunoscut-o pe soția mea care studia dreptul. Ea provine dintr-o familie de creștini ortodoxi. Așa. Am văzut-o, mi-a plăcut și am devenit amici în același grup în care ne întâlneam. La o masă rotundă, discuții cu prietenii, am făcut o afirmație care a marcat-o. Am spus, eu nu mă voi căsători niciodată decât cu o fată de la Pentecostale. Și evident, întrebarea ei a fost de ce. I-am spus pentru că fetele alea sunt cu minți, păstrează curate și serioase, credincioase. Evident. Virtuți de care un bărbat are nevoie și pe care un bărbat le caută. Da, orice băiat care vrea să căsătorească vrea o astfel de fată, cred. Și ea mi-a zis, n-am fost niciodată la Pentecostal, vreau să merg și eu. Și am spus, de ce nu? Sigur, absolut. Și am fost în duminica aia, în duminică seară, țin minte, am fost la biserică.
mesajul care a fost în seara aia i-a străpuns inima ei. Eu auzisem, eu eram familiar cu ce se întâmpla acolo. Pentru ea a fost ceva deosebit. Când o conduceam spre casă, am întrebat-o cum ți s-a părut și mi-a zis, să știi că mi-a plăcut foarte mult, vreau să mai merg. Și de atunci am început să mergem împreună la biserică. După câteva luni, știți cum se făcea în România, la sfârșitul slujbei se întreba dacă este cineva care vrea să îl urmeze pe Iisus. Și se ridicau oamenii în picioare. Când s-a pus întrebarea, soția mea s-a ridicat. Eu cu coada ochiului văzând-o pe ea, m-am ridicat și eu. Ea s-a ridicat că îl iubea pe Iisus, eu m-am ridicat că o iubeam pe ea. S-au bucurat toți, toți ne-au crezut că ne-am ridicat în picioare, evident. Și atunci am intrat într-o perioadă de cateheză. A durat câteva luni. Împreună cu ea mergeam la cateheză și cu ceilalți candidați la botez. Și evident, la cateheză trebuie să citești Biblia, trebuie să înveți versete pe de rost, să înțelegi doctrina. Și încetul cu încetul, nu printr-o schimbare spectaculoasă, ci încetul cu încetul, Dumnezeu mi s-a revelat prin cuvântul Său. În cursurile catehetice la care ați participat. În cursurile catehetice, acasă, când citeam Biblia, întotdeauna a fost o fire în perioada curioasă. Asta de pregătire pentru botez. Da, deci. Da. Evident. Întotdeauna a fost o fire curioasă. Am început să citesc filozofii realiști, aveam o mulțime de întrebări și am căutat întotdeauna o carte care să-mi răspundă la întrebările mele. Până la Biblie n-am găsit niciuna. Biblia este cartea care m-a schimbat pe mine și m-a făcut ceea ce sunt astăzi. A urmat, evident, botezul. În ziua botezului, când am intrat în apă, am intrat pentru că l-am iubit pe Iisus. Și împreună cu soția mea am luat botezul în aceea zi și după o lună de zile am fost și prin Harul lui Dumnezeu și botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Și nunta a urmat ceva mai târziu. Da. Ce mi se pare interesant în acest context e o persoană, o fată, o tânără din lume care vine la biserică, se întâlnește cu Hristos prin cuvânt și prin cercetarea care o primește la biserică, își predă viața Domnului, vrea să slujească lui Hristos. Și un tânăr care e crescut în biserică, are background-ul necesar și sănătos, învățătură de acasă. Pentru o perioadă de timp a devenit nepăsător, dezinteresat de Scriptură și biserică. În același timp, în timp ce el nu slujea lui Dumnezeu cu toată inima și nu îl interesa pe el neapărat de lucrarea lui Dumnezeu, de mântuirea lui, era conștient de faptul că în cazul unei căsătorii tot acolo ar trebui să se întoarcă, pentru că dacă te gândești la familie, cauți o fată cu care să faci familie. Dacă te gândești la aventuri, cauți aventuriere. Deci, în timp ce inima nu era predată total Domnului, totuși exista cunoștința necesară ca să ajungi la concluzia că de acolo am nevoie de o fată. Dumnezeu vorbește unui tinere care nu-l cunoștea pe Domnul ca să devină o fată de biserică și datorită dragostei pe care ai purtat-o, v-ați întâlnit la catecheză, ați participat împreună. Mi se pare o poveste unică în felul ei, cum lucrează Dumnezeu și cum transformă Dumnezeu oamenii. E uimitor. Bineînțeles, cum ați început să spuneți, a urmat perioada de apropiere de Dumnezeu, botez cu Duhul Sfânt, da. Apoi relația între voi a crescut, a culminat cu căsătoria, căsătorie și nuntă.
Ce mai vreau să mai specific, spuneați că înăuntru meu, eu știam că cam așa o fată mi-ar trebui. Asta pentru că am văzut și am avut un exemplu în casă la mine. I-am văzut pe a mei. De asta este atât de important cum trăim viața în casă, în ascuns, unde nu ne vede nimeni. De fapt, ne văd copiii. Eu am văzut pace din casa lor mei și am zis, dacă mă voi căsători vreodată, o asta astfel vreau. De... Și am știut că pacea aceasta nu este dată de caracter, temperament, circumstanțe. Pacea asta vine de la Dumnezeu. Asta căutam și eu. Deci oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, care slujesc lui Dumnezeu, care se lasă transformați de Dumnezeu și de Evanghelie, au șanse să beneficieze de o atmosferă pașnică în casă și de prezența lui Dumnezeu într-un mod real, care e manifestată prin pacea și armonia din casă. Aproape că am putea devia puțin aici, să spunem că viața de familie influențează copiii noștri aproape în mod inconștient pentru noi. Nu conștientizăm marele impact pe care îl are viața de familie asupra copiilor, armonia sau lipsa de armonie, pacea sau războiul. Deci atmosfera părinților și casei părintești va determina să doriți așa ceva. E tocmai opusul altora care au o experiență tristă. Da. Tata abuziv, bețiv, femeie limbută, guralivă, care nu știe să tacă și așa mai departe. Familie în care e scandal împreună, chiar violență și iadul pe pământ. Copiii care se nasc, mulți dintre ei spun așa ceva nu vreau, așa ceva nu caut. Să mă păzească Dumnezeu de astfel de familie. Și din păcate, pentru că nu se întorc înspre Dumnezeu, nu intră sub harul care îl oferă Evanghelia, tocmai o astfel de familie ajung să aibă și ei și istoria se repetă pentru viața lor. Iar pentru alții care sunt atenși de Dumnezeu, viața se schimbă într-un mod dramatic. Ce a urmat după aceea? Cât a stat în țară? Când ați emigrat? Am emigrat în Statele Unite în 2001, în noiembrie. Ne-am căsătorit în ianuarie și am emigrat în noiembrie. Deci mai puțin de un an de zile. Da, mai puțin de un an de zile. În familie și ați venit singur în America. Am venit singur în America. Soția, presupun, a fost deosebit de încântată, cum n-ar fi fost niciuna. Pe de o parte, probabil dorea sau visa sau se gândea la America, pe de cealaltă parte ne despărțim așa de repede, oarecum va fi. Ce a urmat după aceea? Totuși n-a fost un lucru ușor. Da. N-a fost un lucru ușor și nu-l recomand nimănui, mai ales proaspăt căsătoriți. Noi nu am știut cât o să dureze toată povestea asta. Pentru că nimeni nu știe de la început. Multe lucruri, dacă le-am ști de la început, poate nici nu le-am face. Dar acum, uitându-ne în urmă, văd că Dumnezeu a fost implicat în istoria vieții noastre. Eu am venit aici în 2001 noiembrie și evident am încercat cu tot ce am putut să o aduc și pe ea aici. Numai că actele și birocrația de la sistemul de imigrație din Statele Unite ale Americii, cum foarte bine știți, este sub orice critică și durează enorm reîntregirea familiei pentru anumite cazuri. Eu am fost un fel de navetist pentru câțiva ani. Aveam posibilitatea să merg și să mă duc. Puteam să mă duc cu un act de călătorie, un fel de pașaport albastru pe care ți-l dau ei. Atunci când nu ești complet reglementat aici în Statele Unite. Ca să poți reintra în America, da, ai nevoie de un document care să-ți permită lucrul acesta. Da, se cheamă Reentry Permit. Ok. Da, da. Și am fost un fel de navetist, așa, cam o dată, de două ori pe an mă duceam și tot ne rugam, speram ca Dumnezeu să facă minunea să vină și aici. Neștiind cât va dura, dacă va dura 6 luni, un an, doi sau...
Mai mult. Evident, ei mi-au spus să o studieze 7 luni, de la 7 luni la un an, și de la un an am ajuns la 2, și la 2 la 2 jumate, la 3. În total am stat aproape 5 ani. Dar, cum v-am spus, a fost... N-a fost o perioadă de rupere totală. Nu, mă duceam. De soție. Da, stăteam așa. O lună, poate chiar două am stat anumiți ani. A fost o perioadă foarte grea, o perioadă de formarea mea ca om, formarea mea ca slujitor. Asta a fost deșertul meu și la propriu și la figurat. Arizona este un deșert. Dar Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit de frumos. Trebuie să atingem aici venirea în lumea primului copil. Primul nostru copil, David. Da, este o istorie foarte interesantă. Ați plecat din țară în primul an de căsătorie, n-ați avut copii, ați venit în America, ați făcut naveta în România, a trecut încă un an, da, doi, cât timp a... Trei ani au trecut. Mai trecut 3 ani, da. Soția în România, dumneavoastră în America, actele încă nerezolvate, copiii nu... Da, eram vă aduceți aminte de o discuție, un context, da, în care... Eram într-un moment critic. Era anul 2004, așa. În 9 aprilie. Țin minte exact data, din cauza că era ziua de naștere a soției mele. Împlinea 29 de ani. Și am sunat-o ca să-i urez la mulți ani și să văd ce cadou ar vrea să iau, să... Și am nimerit-o foarte tristă. Am zis, dragă, de ce ești tristă? Mi-a spus, păi am 29 de ani și la anul fac 30, actele nu se rezolvă și aș vrea un copil. Vă dați seama cum am închis eu telefonul atunci. Ce puteam să-i spun eu de aici? Totul era blocat, nu știam va fi, nu va fi, când va fi. Și țin minte, am închis telefonul și m-am dus în cameră, am închis ușa. M-am pus acolo lângă pat pe genunchi și m-am rugat, rugăciuni de astea faci puține în viață. Sunt convins că ați avut experiențe de astea. M-am rugat și am zis, Doamne... Momente critice, momente, da, în care știi că depinzi 100% de Dumnezeu și că ai nevoie de o intervenție, da, absolut, din partea Domnului. A fost un moment critic. Am plecat pe genunchi, am început să mă rog și am zis, Doamne, numai Tu poți să rezolvi. Numai Tu poți să rezolvi. Și am plâns înainte lui Dumnezeu. După ce am terminat rugăciunea, am simțit așa un imbolț să deschid Biblia. Nu fac lucrul ăsta des. Și când am deschis Biblia, s-a deschis la Geneza, la episodul de la stejarea lui Mamre. Când Dumnezeu vine la Avram și mi-a căzut privirea, primul verset pe care l-am văzut a fost când Dumnezeu i-a spus lui Avram, anul viitor, pe vremea asta, Sara va avea un copil. Am primit-o ca un mesaj din partea lui Dumnezeu. A fost răspunsul la rugăciunea mea. N-ați considerat că e doar o întâmplare, o coincidență, un accident, mai ales că a urmat după un moment de rugăciune sinceră înaintea, da, lui Dumnezeu. Și cum spuneați, nu faceți lucrul acesta des ca să nu pară că folosim Biblia ca o carte de citit. Absolut. Deschidem Biblia des, dar nu în modul acesta. Deci ați luat cuvântul respectiv? Am luat cuvântul respectiv ca din partea lui Dumnezeu. În momentul ăla de criză, a fost modalitatea lui Dumnezeu de a comunica cu mine. Într-un mod direct și specific. Și specific. Ați dat telefon imediat. Absolut. Am pus mâna pe telefon și am sunat-o și am spus, dragă, uite ce am primit din partea lui Dumnezeu. Și a râs. A început să râdă. Și am spus, vezi că... Așa cum zâmbim noi acum. Da. Ea a râs, a zâmbit, a râs și am spus, dragă, vezi că și Sara a râs. Sara, soția lui Avram. Soția lui Avram. Vezi că și ares. În mod normal, actele astea de reentry permit, permisul ăsta de reintrare în Statele Unite, durează 6 luni din clipa când aplici.
Eu știam că omenești nu se poate realiza din cauza că tocmai luna aia aplicasem pentru actul ăsta. Și trebuia să mai treacă 6 luni până abia îl obțineam. Așa. Și apoi să pot pleca. Calculele nu ieșeau, oricum aș. Anul ăla s-a întâmplat miracolul că în loc de 6 luni, mi-au venit în 2 luni. Deci documentul de care vă permitea reintrarea în America a venit în 2 luni. Da. A fost în luna iunie. M-am suit în avion și m-am dus în România. Am stat 2 luni împreună cu soția, vacanță de vară acolo. Și m-am întors înapoi în America. Înainte să mă sui pe avion, am aflat că ea era însărcinată. Evident, am fost bucuroși. Ceva extraordinar. S-a dus la doctor și doctorul i-a spus, păi ar trebui să nască pe la sfârșitul martie. Am zis, ok. Îmi iau bilet de întoarcere să fiu acolo la nașterea copilului, îmi iau biletul de întoarcere pe la jumătatea lui martie, să fiu acolo și să prindem. Să fii sigur că da. Se prinde perioada respectivă. Da, mi-am luat biletul pe 14 martie, am ajuns în România, am stat cam vreo săptămână și număram zilele. Părinți, începători, la început, primul copil, număram zilele și parcă nu mai venea copilul. Pe la începutul lui aprilie, cam pe 5, a început să aibă ceva dureri. Pe 7 aprilie a internat-o. Au pregătit-o ca pe toate femeile pentru naștere. Au zis că gata, noaptea asta trebuie să nasc. Pe 8 aprilie dimineața primesc telefon. N-am zice soția. Măi, mi-au făcut tot ce trebuie să facă ei ca să nasc, dar n-am născut în noaptea asta. Hai vino să mă iei că mă las acasă ca să sărbătorim ziua mea de naștere în familie. 9 aprilie ziua ei de naștere. Cu un an deci, în urmă vorbisem la telefon. Dar asta se întâmpla în data de 8. Deci asta se întâmpla în data de 8, da, dimineața. Vino și ia-mă acasă pentru ca mâine de ziua mea să fim împreună, da. Sărbători. Da. Ok. Și am fost în familie, am sărbătorit ziua ei și pe 9 aprilie ne-am culcat noapte, bineînțeles. La 4 dimineața pe 9 aprilie au apucat-o durerile nașterii. Conform cuvântului lui Dumnezeu, pe 9 aprilie, la exact un an după discuția pe care noi am avut-o, soția mea a născut un băiețel. David, datul meu mai. Da. Deci după un an de zile, la zi, din ziua în care v-ați rugat, ați cerut de la Dumnezeu și ați deschis Scriptura și Dumnezeu v-a vorbit prin Scriptură într-un mod specific și particular. Mă gândesc că bucuria care ați avut-o și satisfacția care ați avut-o atunci a fost greu de descris. Da. Eu am luat cuvântul ăla personal și înainte ca ecograful să spună dacă o să fie băiat sau fată, am spus că o să fie băiat sigur. Pentru că Dumnezeu promisese un băiat lui Avram. Eu am luat cuvântul ăla personal pentru mine. Mai țineți minte, v-am spus că a râs. Da, și da. Sara a luat Avram și soția mea. Evident că dacă s-a amândoi născuți în aceea zi, ea nu mai are zi de naștere, propriu zis. Că trebuie să dăm prioritate lui la micu. Da, deci când vine 9 aprilie, a cui e ziua? E ziua lui David. E și a lui mama, da. În principal a lui David. Asta pentru că a râs. Deci ea trebuie să renunțe la sărbătoarea ei în fiecare an în favoarea copilului. Americanul spune small price to pay. E un preț mic care se plătește pentru... Și Dumnezeu are simțul umorului. Pentru astfel de greșeală. Deci a venit băiețelul, v-ați întors înapoi în America, familia s-a simțit completă, în sfârșit. O paranteză, mi se pare interesant că soția n-a cerut atunci actele în America și alte lucruri. Pe lista de priorități, numărul 1 a fost un copil și Dumnezeu i-a împlinit dorința. A mai trecut ceva timp până când a reușit soția să vină în 2007. America. 2007, în așa. Martie. Și de atunci...
viața de familie a intrat într-o stare de normalitate, chiar cu greutățile pe care le întâmpină emigranții. Da. Într-o țară străină, cultură, obicei, tradiții. Dar probabil că unul din avantaje a fost și integrarea în biserică, slujirea în biserică, simțământul de acasă, între frați, între prieteni. Una din experiențele frumoase, dar și grele, prin care ați trecut la scurt timp după sosirea în America a soției și a băiatului, a fost o condiție medicală destul de grea a copilului, pentru da. Care nu prea exista speranță și șanse și nici nu știați cum să solicitați da. Ajutor de la medic. Da, David avea circa 4-5 ani și se trezea noaptea la aceeași oră, în jurul orei 11, plângând. Am încercat tot ce a depins de noi. Să-i schimbăm așternuturile, să-i schimbăm laptele, să nu-i mai dăm lapte înainte de culcare. Am încercat tot ce a depins de noi. Se trezea plângând în hohote și foarte interesant, alerga prin casă. Alerga prin casă și oricât încercai să comunici cu el, el parcă era într-o transă, un fel de somnambulie, am înțeles noi. Orice am încercat, nu dădea rezultate. Aproape în fiecare noapte ne făcea treaba asta. Aproape în fiecare noapte. Am ajuns într-o situație destul de dificilă și primul copil și în perioada aceea, în vară, plecam cu tinerii de la Happy Valley în România, circa 2 săptămâni în misiune. Și s-a nimerit că am ajuns la capătul răbdării chiar cu o zi, o seară înainte de a pleca în România. Și soția mi-a spus: Cristi, eu te susțin pe tine să mergi acolo, rămân acasă cu copiii, nu este nicio problemă, dar adevărul că mi-e frică să rămân cu băiatul acasă. Ce mă fac eu dacă l-apucă iar o criză de genul ăsta? Mm. O mai aveam și pe fetița a doua, pe Naomi, care era mic, sugar, și am zis: draga mea, haide să apelăm la Dumnezeu. Luăm băiatul, venim la biserică și rugăm pe prezbiterii bisericii să facă o rugăciune pentru el. Era o duminică seara, s-a întâmplat treaba asta. Duminică seara a fost o slujbă deosebită la biserică, Dumnezeu a cercetat biserica. Și la sfârșit am solicitat pe dumneavoastră și prezbiterii bisericii să faceți o rugăciune pentru David. V-ați pus mâinile peste noi, v-ați rugat pentru noi ca familie și specific ca Dumnezeu să intervină în viața băiatului nostru. Din ziua aceea, David nu s-a mai trezit niciodată. Nu am avut absolut nicio criză de genul acesta. Vorbim de 4-5 ani de atunci. Și nu s-a mai repetat niciodată. Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Nu e o coincidență. Nu. Spunea cineva. Spunea bătrân să mai cred în coincidențe. Cum încearcă să spună scepticii și ateii că astea se întâmplă, îs accidente, își au explicațiile lor, dar noi, pentru că suntem naivi, fanatici, le punem toate pe seama lui Dumnezeu. Dar întrebarea și provocarea noastră ar fi pentru orice persoană care ne urmărește. Cum am putea să înțelegem altfel lucrurile decât așa cum sunt? Dacă ai un copil în casă care se trezește noaptea și plânge și urlă și aleargă și nu știi ce să faci cu el, și după o rugăciune specială rostită de oamenii lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu copilul se liniștește și noaptea următoare nu se mai trezește, și peste 2 nopți nu se mai trezește, și peste 3 nopți nu, și peste 1 săptămână nu, și peste 1 lună nu, și peste 1 an nu, în felul acesta, cum poți să ai alte explicații? De ce să inventăm noi explicații?
numai ca să-i mulțumim pe atei și pe sceptici, că ei ar aștepta să inventăm o explicație, să căutăm o altă explicație, când cea adevărată e cea mai simplă. A intervenit Dumnezeu, a vindecat Dumnezeu, nu știm exact cum, dar lucrarea s-a petrecut și pentru voi e o minune. Voi o luați ca o minune primită din mâna lui Dumnezeu, ca o experiență care v-a ajutat să mai faceți un pas al credinței. După cum cred că s-a întâmplat, ați plecat în România, nu? În vara aceea. Am plecat în România, Dumnezeu a lucrat cu semne și minuni. Cu tinerii, ați avut experiențe frumoase. Poate vă aduceți aminte de o experiență, timpul ne permite, o experiență din România, ori din anul acela, ori din alt an. Ați avut câteva călătorii de slujire împreună cu tinerii din biserică, de mai multe ori în România, câțiva ani la rând, în care ați slujit multor biserici din Oltenia sau din zona Moldovei, a Bucovinei, da. Unde s-au pregătit slujbele respective. Poate vă aduceți aminte de o experiență mai interesantă care ar putea fi de folos pentru cei care ne urmăresc. Ca să o împărtășiți cu noi. Sigur. Dintr-una din călătorii, n-are importanță care. Au fost multe experiențe. Alegem una sau două. Sigur, Dumnezeu întotdeauna e credincios cuvântului său și binecuvintează și a binecuvântat întotdeauna lucrarea tinerilor sinceri care au plecat să slujească pe Dumnezeu. De aici, din America, tinerii ăștia ar fi putut să meargă în vacanță oriunde în lumea asta. Dar ca să aibă un timp frumos de relaxare, da. De destindere, da. Concediu. Dar au ales? Au ales să meargă în zona Vasluiului, acolo unde sunt ceva cantine pentru copii defavorizați, copii săraci. Și ne-am jucat cu copiii aceia. Le-am predicat Evanghelia, am cântat cu ei. Vă rog chiar dacă puteți să explicați în parte activitatea tinerilor și acțiunile lor acolo în România, da. În timp ce ajungeți la experiențe speciale. În timpul zilei mergeam la cantinele acestea pentru copii defavorizați, pentru săraci, din zona Negreștiului, județul Vaslui. Și făceam anumite jocuri cu ei, le predicam Evanghelia pe înțelesul lor, cântam împreună cu ei. Se legau așa de noi. Copiii, vă dați seama, majoritatea dintre ei erau copii lăsați ori singuri, ori cu bunicii, fiindcă părinții lor erau plecați la muncă în Occident. În altă parte. Erau copii abandonați, da. În parte. Da, așa este. Copii abandonați aproape. Și, și pentru noi a fost o experiență extraordinară. Și pentru ei. Mergând acolo în fiecare an, vedeam cum cresc și dintre ei, chiar Dumnezeu a cercetat inima anumitor copii care s-au schimbat și am văzut cum Dumnezeu a atins inima, chiar unor copilași. Și seara mergeam la evangelizări prin satele din prejur. Într-un an, cred că a fost în 2010, dacă nu mă înșel, am fost în satul Gugești. Așa. Gugești, cam la 100 și ceva de kilometri de București. Avem acolo un frate păstor care ne-a ajutat pe noi ca biserică să construim niște biserici acolo în România. Am plecat de la Negrești, cred că pe la amiază a fost, o zi foarte ploioasă, un drum foarte greu. Și am ajuns acolo pe la 6:05, la 6 trebuia să înceapă evangelizarea. De pe drum, cum eram îmbrăcați noi, ca tinerii, fratele se aștepta să iasă niște oameni mai, cu costum, probabil.
Costum, cravată, cravată, într-o ținută mai elegantă, da, mai de gală, nu, da, chiar. Dar noi avem niște tricouri, tricouri pe care scria Alege viața, parcă așa ții minte. Și când am ieșit de acolo, fratele mă întreabă unde este fratele responsabil de grupul ăsta. Zic, eu sunt. Zice, bine, haide să vorbim puțin. O să mergem sus și am stabilit cum o să fie programul. Dar din cauza reticenței lui, sincer să vă spun, eu am zis, băi, ce mai fi și în seara asta? Ce mai fi și în seara asta? Am mers acolo, am început să cântăm, tineri au început să cânte, am avut ceva băieți mai tineri care au predicat și ei. Și am început să predic cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că sunt doar om, din cauza circumstanțelor. În timp ce predicam, mă gândeam omenește. Mă, ce o să mai fie și în seara asta? N-am avut atâta credință să zic în seara asta Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni. Vă spun sincer, exact cum s-a întâmplat. După vreo 10-15 minute, ceva supranatural s-a întâmplat. În timp ce predicam, am simțit cum Dumnezeu a început să atingă biserica. Un lucru pozitiv care s-a întâmplat acolo, mai mult de jumătate din audiență erau oameni nepocăiți. Oameni din lume. Și am văzut cum Dumnezeu a început să lucreze la inima lor și au început să plângă. Când am terminat predica, am făcut chemare, am spus cine crede că în seara asta Dumnezeu se poate atinge de el. Cine vrea să-și predea viața, să vină aici în față, să facem o rugăciune împreună cu frații pentru el. Jumătate din biserică a venit în față. Am mers cu fratele responsabil să ne rugăm. Prima femeie pentru care m-a rugat plângea în hohote. Plângea în hohote, ca un copil plângea. În mod normal, când faci așa o chemare, știți foarte bine, ne rugăm ca Dumnezeu să-i mântuiască. Atunci am simțit din partea lui Dumnezeu să mă rog pentru vindecarea ei. Și împreună cu fratele ne-am pus mâinile peste ea și am zis, Doamne, vindecă femeia asta. Am început să ne rugăm pentru ceilalți care au fost acolo. A fost o seară de extraordinară. Dumnezeu a binecuvântat și a schimbat inimile multor oameni. Nu ne mai lăsau să plecăm de acolo. Am zis, fraților, mai stați. Am servit masa. Și mi-a spus fratele că în seara aceea s-au predat cea mai bogată femeie din sat, femeia asta care era primă, și cel mai sărac om, un om care trăia pe străzi pe acolo. Printre ceilalți. Două extreme. Două extreme. Dumnezeu, Evanghelia, a atins cele două extreme în seara aia. Ne-am bucurat, ne-am întors, a doua zi am avut evanghelizare la Românești, cam la vreo 10-15 km de Gugești. Sper să nu greșesc. Frate responsabil de la Gugești a venit acolo și ne-a spus, fraților, așa o bucurie ne-ați făcut. În satul ăla s-a întâmplat ceva minunat aseară. Și am venit aici să fiu alături de voi și să vă încurajez că Dumnezeu lucrează. Mulțumim, frate, Domnul să vă binecuvinteze. Ne-am făcut treaba acolo, Dumnezeu a binecuvântat și ne-am întors în America. Când am ajuns în America, frații din Gugești ne-au contactat ca să ne spună că femeia aceea care a ieșit în față avea o boală incurabilă. Doctorii nu mai aveau ce să-i facă. Și în seara aia, la rugăciune, Dumnezeu a vindecat femeia aia. Și a și mântuit-o. Mărit să fie Domnul. Ce putem să spunem? Amin. Slavă Domnului, e adevărat. Dumnezeu trăiește, împărățește. Asta în ciuda noastră, propriu-zis. Dumnezeu a lucrat în ciuda noastră. Fratele avea așteptările lui, noi aveam așteptările noastre, dar Dumnezeu... În predicare nu știai la ce să te aștepți, mai ales că ai simțit oarecare frustrare și dezamăgire, da, a gazdelor, că nu sunteți chiar... Da, și fratele păstor a doua zi la Românești ne-a spus, a fost greșeala mea,
Pentru că eu, ca om, m-am uitat la aparențe. Dar Dumnezeu lucrează cum vrea El. Dumnezeu lucrează cum vrea El și a fost o experiență unică, extraordinară, când Dumnezeu a lucrat în satul acela, în Gugești. Deci, Evanghelia Domnului Hristos, putem face o paranteză aici, cuprinde și pe cei bogați și pe cei săraci și pe ceilalți care se între, cei mai bogați și cei mai săraci. Nu discriminează. Absolut. Nu separă oamenii așa cum noi îi separăm. Iată o experiență palpabilă și reală de pe terenul de misiune. Da. Dumnezeu îi vorbește și rezolvă problema cele mai bogate din sat și Dumnezeu rezolvă și se îndură de cel mai lipsit, cel mai sărac și de o altă mulțime. Bineînțeles, experiențe asemănătoare, poate că mai sunt, vă mai aduceți aminte de una dintre care le-ați avut în călătoria aceea sau într-o altă călătorie, într-o altă zonă sau într-o altă localitate care v-a marcat, care v-a impresionat slujirea și a fost importantă pentru tine. Cred că vreo 2 ani în urmă am avut tot o experiență mai deosebită. Una din fetele din grupul nostru, cred că nu a băut destul apă, s-a deshidratat și în timp ce era la una din cantinele acelea, a leșinat pur și simplu. A trebuit să chemă salvarea, fata nu-și mai revenea. Și pentru că eu trebuia să rămân cu grupul, am trimis pe alții să meargă cu ea și cu salvarea în Vaslui. Noi eram în Negrești. Când au plecat cu mașina, au plecat cu toate schimburile mele, toate hainele care le-am avut. Erau într-o mașină. Că eu am trimis și mașina în urma salvării. Acum trebuia să mergem la evanghelizare în Roman. În orașul Roman. Dar eu eram în șlap și în pantaloni scurți, cum stai pe lângă casă. Și trebuia să mergem misiunea la evanghelizare. Misiunea se desfășura vara, ca de obicei. Da, vara, și într-o ținută mai sumară, mai lejeră, da. Dar nu corespunzătoare pentru evanghelizare. Da. Și într-un final au ajuns. Fata a fost bine, până la urmă i-au pus ceva perfuzii și a revenit. N-a fost nimic grav. N-a fost nimic grav, doar că nu a băut apă, s-a deshidratat. O neatenție. Da. Foarte cald, niște călduri extraordinare am prins anul acela. Și am trimis înainte microbuzul cu tinerii să meargă la biserică, să nu ne facem de râs că ajungem mai târziu. Toți. Eu trebuie să aștept mașina mică să pot să mă schimb, să merg și eu decent la slujbă. Am ajuns acolo aproape la fix, am intrat în biserică. Vă dați seama ce era în inima noastră, în special a mea, eram responsabil tot grupul, am avut șocul și sperietura cu tânăra respectivă. Nu am avut pregătit absolut nimic. Am fost acolo în față, au început să cânte, un tânăr a predicat, un mesaj mai scurt, iar au cântat tineri și au urmat să predic. Când eram acolo, la ultima cântare, am zis, Doamne, nu știu ce să spun, nu am pregătit nimic, a fost o zi bulversantă pentru mine. În seara asta, tu ești la cârmă, tu poți să faci ceva în seara asta, că eu ca om nu aveam nimic pregătit. Și cum stăteam la amvon, v-am spus, a fost o zi foarte caldă. Tinerii erau aici pe locul corului și în spatele lor era o fereastră deschisă. Când am făcut rugăciunea aia, am simțit cum o boare de vânt răcoroasă intră de pe fereastră. Și m-am uitat către fereastră și am primit mesajul instantaneu. Atunci, la ultima cântare, m-am uitat la fereastră și mi-am amintit cum Daniel se ruga înaintea lui Dumnezeu cu fereastră deschisă spre Ierusalim.
Și am zis, de acolo predic, Doamne. Am început să predic și am făcut paralela între David, între Daniel, care se ruga cu fereastră deschisă, întors spre Ierusalim, și credincioșii adevărați care se roagă în Duh și în adevăr. Fereastră deschisă e Duhul și adevărul este Ierusalimul, care este imutabil. Adevărul nu se mută. Adevărul este unul, Iisus Hristos. Asta a fost predica mea în seara. Am predicat circa 45 de minute și la sfârșit am simțit în Duhul meu că trebuie să ofer oamenilor posibilitatea să vină în față și să se pocăiască. Am făcut chemarea, au ieșit în față. Am predicat 45 de minute, rugăciunea a fost 45 de minute după aia. Fără ca noi să facem absolut nimic. La sfârșit, au plecat în bancă și când să se ridice fratele conducător să elibereze adunarea, o soră se ridică și spune, fraților, trebuie să mărturisesc ceva. Am dat voie? Da, sigur. În seara asta Dumnezeu mi-a vorbit că trebuie în viața mea să fie adevărul pe primul loc. Eu vreau să vă spun, spune sora respectivă, că am vorbit de rău o familie de aici din biserică. Până acolo că și copiii mei nu mai salută copiilor. Și aici vreau, în public, să-mi cer iertare familiei respective. Sunt familia X, sora și fratele. Și invit să vină aici în față. Familia respectivă aici în față. Vă dați seama că ne uitam noi. Tinerii care, majoritatea, n-au experimentat așa ceva. Au ieșit în față, s-au iertat, au plâns, ne-am rugat. Și am văzut cum Dumnezeu poate să folosească momentele noastre de slăbiciune pentru zidirea și întoarcerea altora. Timpul nostru a expirat. Iată încă o emisiune în care am putut să fim alături de un om al lui Dumnezeu care ne-a descris câteva din experiențele și pașii pe calea credinței pe care Dumnezeu i-a ajutat să îi facă. Mulțumim fratelui Cristian Popa pentru timpul acesta și mulțumim tuturor telespectatorilor care ne dați voie să intrăm în casele dumneavoastră. Dorim binecuvântarea cerului și a pământului să fie revărsată din belșug peste viețile dumneavoastră. La revedere și